Bună seara și bun găsit la săptămâna la întâlnire cu avocatul dumneavoastră. Continuăm odiseea restituirii proprietăților în România, deoarece după mai bine de 30 de ani, aceasta nu s-a încheiat. Procese lungi care, din păcate, au făcut imposibilă satisfacția multora de a-și recapăta proprietățile. În foarte multe dintre dosarele nerezolvate, urmașii sunt aceia care continuă acțiunile, așa că vă propun în această ediție o discuție despre drepturile succesorale în procedura legilor proprietății. Doamna avocat Monica Livescu va fi alături de mine în studio pentru a răspunde întrebărilor pe care vă invit să le adresați la telefon. La dicționar, doamna avocat Ruxandra Cârciumaru ne va explica drepturile soțului supraviețuitor și la rubrica Info vom afla detalii despre tratamentele medicale planificate în altă țară a Uniunii Europene de la doamna avocat Laura Ioana Stoicescu. Nu uitați că ne puteți urmări live pe pagina de Facebook a televiziunii TVR Internațional. Bună seara, doamna avocat, bine ați revenit în studio. Bună seara. Așa cum spuneam în introducere, sunt destui cei care nu au apucat să-și recapete proprietățile, chiar dacă au început acțiunile la timp. Așa, din experiența dumneavoastră, sunt mulți? Sunt foarte mulți cei care încă mai așteaptă o soluție pe dosarele administrative aflate în diverse etape de rezolvare. Proceduri care au început în anii 1991-2005, mă refer la legislația privitoare la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole, dar și procedurile începute în 2001, în baza legii 10 pe 2001 și apoi 165 din 2013, dar raportat tot la cererile formulate în 2001, sunt încă multe dintre ele, foarte multe, încă nesoluționate. Astfel încât, pe parcursul celor 21-30 de ani dacă de proceduri... Dacă e legea fondului funciar, exact, avem 31 adică sunt de încă ani, oameni care nu au titlurile de proprietate emise, chiar dacă la nivelul anilor 1990 s-au făcut validări de generice de drept de proprietate, dar fără să aibă încă puneri în posesie, emiteri de titluri de proprietate sau, în cazul legislației privitoare la legea 10 pe 2001 privitoare la imobile, terenuri și construcții, sunt diverse proceduri aflate în stadii în care totuși, chiar dacă s-a emis o dispoziție de recunoaștere a unor drepturi la măsuri reparatorii, ele nu au ajuns să fie concretizate printr-un titlu de plată sau printr-o punere în posesie efectivă, astfel încât cei care au formulat astfel de cereri în primele etape, acum în termenele... Acum erau tineri, majoritatea erau oameni. Majoritatea erau vârstă, persoane, da, evident, de vârstă înaintate, astfel încât mulți dintre ei, din păcate, nu au ajuns să vadă această finalitate a cererilor pe care le-au depus cu speranța că vor primi o reparație. Sunt multiple situații în care au ajuns să fie chiar două, trei succesiuni pe o astfel de procedură, în sensul că au ajuns poate nepoții celor care au formulat inițial astfel de cereri să finalizeze o astfel de procedură. Și deci practic s-a putut transmite ca o moștenire. Da, o procedură începută este considerată un drept care intră în componența masei succesorale a unei persoane care, să zicem, a depus o notificare în baza legii 10, dar care a rămas încă nesoluționată, nestabilite acele măsuri reparatorii, fie că e vorba de o restituire în natura unui bun imobil, fie că ar fi vorba de măsuri compensatorii, respectiv despăgubiri bănești. Ceea ce aș sublinia este faptul că am observat în unele situații mulți dintre succesori, dacă nu au cunoscut sau nu au fost apropiați de autorii lor, cei care au inițiat astfel de demersuri, nici măcar nu știu că ar trebui să facă anumite proceduri de continuare a cererilor administrative, a notificărilor administrative sau de ce nu chiar a unei proceduri judiciare care fusese inițiată de autorii lor. Deci, practic, întâi cine sunt succesorii în astfel de cazuri? Succesorii sunt potrivit dreptului comun în materie succesorală, în funcție de ce succesibil, adică ce persoane cu vocație ce la moștenire. Exact. Practic, da. Că au lăsat copii, că au lăsat nepoți, că au lăsat rude colaterale. Deci, practic, toate regulile succesiunii obișnuite sunt aplicabile și în această materie.
Poate că ar trebui subliniat, pentru că multe persoane nu știu că actul în sine de a formula o cerere de restituire, fie în baza legii fondului funciar, fie în baza legii 10, reprezintă un act de opțiune succesorală, adică depunerea notificării a reprezentat o acceptare a succesiunii, chiar și pentru cei care anterior intrării în vigoare a legii, să zicem, a fost o succesiune deschisă înainte de 2001, când a intrat legea 10 în vigoare. Pentru ipoteze de genul acesta în care, să zicem, cineva nu a acceptat succesiunea sau nu a dezbătut succesiunea în termen, în momentul în care legea a intrat în vigoare, depunerea notificării a reprezentat un act de acceptare a succesiunii, adică a fost repus în termenul de acceptare a succesiunii. E o chestiune pe care unii o cunosc, alții nu o cunosc, sau sunt persoane care vin și spun, bine, dar vreau să... Dezvoltăm și spunem, da? Exact concret ce au de făcut succesorii în astfel de cazuri. Dar avem un prim telefon de la domnul Ion Vișovan din Franța. Bună seara, domnule! Bună seara! Vă ascultăm! Am și o întrebare la doamna avocată. Un pic mai tare, dacă se poate, sonorul dumneavoastră, mulțumesc! Am și o întrebare la doamna avocată. Vă ascultăm. Pentru că eu am murit anul trecut în noiembrie. Da, vă ascultăm. Continuați întrebarea. Mi-au cascat să vorbesc direct. E mult mai bine așa, mulțumesc. Taică mi-a murit anul trecut la Sighet de COVID. Dumnezeu să vă odihnească. Și el a avut un teren de un hectar la Sighet. Și primăria din Sighet nu i-a dat terenul tot, pentru că vreo 15 ani acolo, normal, era, e întăbulat pe taică meu. Dar doamna cu care a fost taică meu frate, a avut relații foarte bune cu PSD-ul la Sighet. Și nu i-a dat terenul. Acum taică mi-a depus și la Strasburg, dar oricum nu o să lase-o astea așa să meargă așa cum vor români. Stați că deja încurcăm un pic lucrurile, complicăm lucrurile. Nu, nicio complicație, e simplu. Din hectarul ăla, din 1000 de metri pătrați, primăria, eu nu vă aud. Dar nu vorbeam, 10.000 de metri pătrați vă referiți, da? Așa. Da. Din aia, primăria i-a dat lipsă 15 ani și vrea să-i dea în altă parte. Că nu prea cunosc cu legile astea în România, nu știu. Deci, practic, i s-a dat un titlu de proprietate pe o suprafață nu, mai mică? Taică, vă rog. Da. El a fost înfiat, are actele toate în regulă, înainte de a merge în armată, eu nu știu ce anume. Am înțeles, ce a dat primăria, practic, după ce a cerut tot terenul și a dat doar o parte din teren și alt amplasament. Lipsă 15 ani și vrea să-i dea în altă parte. De ce nu în locul ăla? Că terenul există. Doamna avocat, ați înțeles? Da. Acum, ne lipsește ceva din ceea ce s-a relatat. Aveți știți dacă cumva tatălui s-a emis o hotărâre de validare a dreptului de proprietate, adică o hârtie care să arate suprafața totală care i s-a reconstituit? El are toate astea. El are toate astea, numai că șmecherii din România nu au vrut să-i dea primăria asta. Da, vedeți, e foarte important să verificați actele de proprietate, ceea ce a obținut. Am să merg acum în România și am să mă ocup personal de treaba asta, că nu vreau să las la hoți. Dacă există o hotărâre de validare pe întreaga suprafață de 10.000 de metri pătrați și probabil din ce spuneți noastră a fost pus în posesie, care e o altă operațiune în această procedură de reconstituire, punerea în posesie și emiterea titlului final iarăși este o altă operațiune. Ori dacă din această validare pe suprafața generică a rămas o suprafață
cum spuneți, de 15 ari care nu a făcut obiectul unui proces verbal de punere în posesie, puteți dumneavoastră, în calitate de succesor, în drepturi al tatălui dumneavoastră, să solicitați această emitere a procesului verbal de punere în posesie. Dacă dumneavoastră cunoașteți că suprafața de teren este liberă, adică fostul amplasament, ar fi bine să faceți o verificare la cartea funciară ca să vedeți dacă nu cumva impedimentul pentru care nu i s-a restituit deja pe fostul amplasament ar putea să se datoreze faptului că a fost pus în posesie o altă persoană. Și atunci acesta poate să fie un impediment sau poate să vă genereze dumneavoastră nevoia de a ataca acea punere în posesie pentru motivul că nu s-a respectat fostul amplasament și faptul că tatăl dumneavoastră avea deja o hotărâre de validare pentru întreaga suprafață. Însă, oricum, dacă spuneți că a murit anul trecut, vă recomand să vă faceți o procedură succesorală, adică să vi se confirme calitatea de moștenitor, astfel încât orice cerere pe care o faceți în procedura administrativă în relația cu primăria să fie însoțită de această dovadă a calității de moștenitor, fără de care nu puteți să continuați această procedură de recuperare a diferenței neacordate. Eu vă ascultăm. Mă scuzați, înțeles. Terenul există numai pentru că a fost problema asta de o mică șmecherie la primărie. Am înțeles. Ceea ce spune doamna avocat, eu cred că trebuie să faceți, adică întâi veniți, verificați foarte bine actele, eventual mergeți la un avocat cu toate actele, pentru că obligatoriu sunt... asta. Da. Pentru că de-aia eu luat taică mea un avocat și eu ajuns la Strasburg și încă nu s-o termină la Strasburg. Faptul că aveți o procedură acolo în curs nu exclude, dacă nu s-a pronunțat o hotărâre definitivă în procedura internă, nu exclude deci să acționați poate printr-un alt tip de acțiune pentru a obține această punere în posesie pentru diferența de suprafață. Succes mult și mulțumim pentru telefon. Mai avem un telefon tot din Franța, de la doamna Eugenia Popescu. Bună seara, doamnă! Bună seara, doamnă scumpă! Bună seara! Vă rog să-mi dați o mână de ajutor sau, doamna avocat, o întrebare. Dacă părinții, unul e decedat și unul a rămas în viață, e obligat să-i dea de acum moștenire copilului? Sau după ce moare? Nici măcar nu ai voie să-i dai moștenire dacă nu mor, dar o las pe doamna avocat să explice ce înseamnă moștenire. Da, practic, înțeleg, deci că întrebarea dumneavoastră pleacă de la ipoteza în care avem doi părinți, un copil, un părinte a decedat, celălalt este în viață. Dacă cel care a decedat a lăsat ceva moștenire, în mod clar succesori sunt atât soția supraviețuitoare cât și copilul. Prin urmare... Deci tatăl a murit de vreo 35 de ani și e mama sa, care deocamdată e zdravănă. I-a vândut o casă și i-a luat toți banii și a zis că e moștenirea lui. Nu e chiar așa, pentru că soția supraviețuitoare, dacă urmăriți astăzi emisiunea, avem un material pe această temă, soția supraviețuitoare are ea însăși niște drepturi. Dincolo de dreptul de chiar de a locui mai departe în locuința fostă comună cu soțul decedat, în niciun caz nu poate fi deposedată în timpul cât trăiește de dreptul care îi se cuvine. Dacă, de exemplu, casa în care a locuit cu fostul soț a fost cumpărată în timpul căsătoriei, ea are jumătate dreptul din acea casă. Nu, a făcut singură casa. Vă dați seama, dacă el e decedat de atâția ani, ea a plecat de localitate și și-a făcut ea căsuța ei. Și până la urmă, cu atât mai mult, s-a gândit feciorul să ia banii după casa vândută. Asta e o chestiune factuală, știți, în care depinde și de modul în care în mod legal mama nu avea cum. Dar legal, sigur, cât timp cineva trăiește, poate să decidă singur că donează acei bani, dar în niciun caz nu poate fi obligat să transmită forțat un potențial drept succesoral pentru o succesiune nedeschisă. Adică cât timp dumneai trăiește, nu poate fi forțată
să transmită drepturi asupra proprietăților ei, decât dacă asta este opțiunea dumneaei, însă poate să-și ia măsuri de precauție, da, să facă o donație cu sarcină. Mult, sănătate bună! Sănătate, și noi, bună, sănătate, bine. Sănătate și dumneavoastră! Să închem ideea pe care o începuseți și după aceea o să urmărim să, pe telespectatorii noștri rugăm să urmărească dicționarul, unde vom explica mai bine, da, care sunt drepturile soțului supraviețuitor. Deci asta doream să subliniez, că în momentul în care o persoană care a notificat în baza legii 10 și este într-o anumită, a rămas procedura într-o anumită etapă, pentru că pentru cei aflați într-o astfel de ipoteză este poate cunoscut, poate necunoscut, că procedura administrativă are mai multe etape. Adică, să zicem, s-a notificat primăria deținătoare a imobilului sau care a expropriat sau care a vândut în baza legii 112. Ea emite o primă dispoziție, stabilește generic dreptul la măsuri compensatorii sau la măsuri sau la restituirea în natură, dar dacă în această etapă, să zicem, a decedat persoana care a notificat, succesorii trebuie să-și manifeste expres dorința de a continua această procedură administrativă. Trebuie să-și depună o cerere, să precizeze că doresc să continue procedura, să verifice dacă nu cumva poate că autorul, părintele sau cine a fost antecesorul lor, cel care a notificat, poate nu și-a completat dosarul administrativ cu toate actele obligatorii. Primăria face, ca entitate notificată, face uneori, dar nu obligatoriu, înștiințează o listă cu privire la actele care ar trebui să fie depuse, iar legea 165 a instituit chiar un termen de 120 de zile, care maxim în care trebuie să-ți completezi dosarul administrativ după ce ești notificat de autoritatea notificată, ți se pune în vedere să completezi dosarul. Aici mulți nu înțeleg că un astfel de termen este foarte important când se primește această solicitare să-ți depui o dovadă, de exemplu, pe calitatea de moștenitor. Este esențial. Nu depui certificatul confirmativ. Unde depui tot aceste lucruri? La primărie? Deci după ce ai dezbătut succesiunea la notar, da, trebuie să mergi la primărie și să trebuie notifici. Trebuie să mergi, să depui cererea, să spui eu sunt succesor, doresc să continui procedura administrativă, să emiteți dispoziția de soluționare a notificării pe numele meu, dovedindu-mi calitatea cu certificatul confirmativ al calității de moștenitor. Iarăși e o chestiune pe care mulți o neglijează, au impresia că dacă depun, să zicem, doar un certificat de naștere, că e fiul, fiica defunctului, este suficient. Nu este așa, pentru că legea recunoaște drepturi atât pentru moștenitorii legali, cât și pentru moștenitorii testamentari. Prin urmare, cine este succesor în drepturi trebuie să fie confirmat în cadrul unei proceduri succesorale, care se dezbate fie la notar, fie dacă succesorii nu se înțeleg, atunci ajung în fața instanței și se emite o hotărâre care să confirme cine dintre potențialii sau persoanele care pretind, fie că sunt moștenitori legali, fie că sunt moștenitori testamentari, cine rămâne în final să aibă această calitate și să poată continua procedura în cadrul acestei proceduri administrative a legilor de restituire. Vedem cum poate continua procedura după ce urmărim dicționarul în care, așa cum spuneam, veți afla care sunt drepturile soțului supraviețuitor. Anularea certificatului de moștenitor poate fi dispusă doar de către o instanță de judecată. Acțiunea în anularea certificatului de moștenitor în instanță este acțiunea pe care reclamantul o formulează, solicitând instanței de judecată să dispună nulitatea relativă sau absolută a certificatului de moștenitor emis de către notarul public. În funcție de motivul de nulitate invocat, termenul pentru formularea acțiunii diferă. Astfel, dacă se invocă un motiv de nulitate relativă a certificatului de moștenitor, acțiunea trebuie introdusă în termenul de prescripție corespunzător motivului invocat.
Spre exemplu, un motiv de nulitate relativă a certificatului de moștenitor este nesocotirea drepturilor unora dintre persoanelor care au acceptat moștenirea. Dacă sunt invocate cauze de nulitate absolută a certificatului de moștenitor, acțiunea este imprescriptibilă și poate fi formulată oricând. Un exemplu de cauză de nulitate absolută a certificatului de moștenitor este semnătura falsă aplicată pe declarația de renunțare la moștenire. Alte motive pentru care se poate solicita anularea certificatului de moștenitor sunt nesocotirea prevederilor privind citarea părților sau emiterea certificatului de moștenitor de către un notar public necompetent sau includerea la masa succesorală a unor bunuri care nu au aparținut defunctului. Cel care poate formula acțiunea prin care solicită anularea certificatului de moștenitor este orice persoană care se consideră vătămată în dreptul său prin certificatul de moștenitor emis de către notarul public. Adică, cel care poate formula această acțiune justifică un interes pentru care certificatul de moștenitor trebuie să fie anulat. Astfel, atât moștenitorul poate fi reclamant în această acțiune, cât și un terț, moștenitor sau nu, care justifică un interes. Reclamantul poate solicita atât anularea certificatului de moștenitor, cât și anularea certificatului de calitate de moștenitor. Certificatul de moștenitor este actul emis de notarul public, care constată masa succesorală, numărul și calitatea moștenitorilor, precum și cotele ce le revin acestora. Certificatul de calitate de moștenitor, în schimb, va cuprinde numai mențiunea cu privire la calitatea moștenitorilor. Până la anularea certificatului de moștenitor prin hotărâre judecătorească, acesta face dovada calității de moștenitor, precum și a cotelor din dreptul de proprietate ce se cuvin moștenitorilor acceptanți. În cazul anulării certificatului de moștenitor total sau parțial, notarul public va emite un nou certificat de moștenitor potrivit unei hotărâri judecătorești definitive. Am revenit în studio, vă așteptăm întrebările. Avem deja un telespectator la telefon, domnul Petru Pavel din Franța. Bună seara, domnule! Bună seara! Vă ascultăm! Doamnă, deci eu am un teren de 10.000 de metri pătrați și anul trecut am făcut cerere pentru un adăpost agricol. Doamna arhitect de acolo mi-a spus că nu se poate, pentru că întâi trebuie să am animale sau trebuie să am, eu știu ce, ca să pot face adăpost agricol. Am vorbit cu un arhitect, arhitectul mi-a spus nu se poate să fi vorbit așa ceva femeia. Bun, de un an de zile eu mi-am făcut proiectul, mi-am făcut toate treburile astea, am băgat terenul, băgat în Etera, în toate, eu știu, legal. Așa? A ieșit certificatul de urbanism cu poziționare incertă. E, pe partea asta, cu poziționarea asta incertă, amână de un an de zile, doamnă. Ce pot să fac? Da, doamnă avocat. Chestiunea legată de poziționarea incertă au motivat-o pe aspectul că nu este clar înregistrarea noastră cadastrală la cartea... Cam așa ceva, dar eu am fost și la județ, deci asta e vorba de județul Sibiu în Șura Mare. Am fost la județ, la arhitecta județeană și mi-a spus că în cazul ăsta eu pot să fac ăsta la notar, că mi-asum răspunderea sau mai știu eu, în fine, treburi din astea, dar au zis că totul e de la primărie. Ce pot să fac? Păi, dacă totuși vi se refuză nejustificat emiterea certificatului, deci nici certificatul de urbanism nu v-a fost emis, să înțeleg. Da, eu l-am, am arhitectul, aprobarea casei, tot, adăpostul agricol, tot l-am făcut. Numai că nu mi aprobă primarul. Totuși, puteți să inițiați atunci un proces în contencios administrativ.
practic pe acest certificat, dar e foarte important ce conținut are și ce prevedere are și în ce măsură aveți anumite restricții prin certificatul de urbanism, pentru că el stabilește regimul juridic al terenului, astfel încât să puteți să treceți la etapa obținerii autorizației de construcție. Bine, însă... de moment ce lângă mine construite deja case, bănuiesc că da. N-ar avea ce să... Atunci puteți să vă preconstituiți niște probe, să solicitați acele autorizații de construcție ca să puteți să vă, toate, să vă... Se pot obține și de la cartea funciară, din multe alte... Tot am, doamnă. Bun, păi atunci depuneți cerere pentru autorizație de construcție și în măsura în care ea nu vi se eliberează, se tergiversează, se respinge, da, atunci aveți posibilitatea... Mi-au pus în brațe dosarele care mi-au dat, mi-au pus din nou în brațe, doamnă. Dar nu există să vă pună în brațe. Când faci o cerere administrativă, legea contenciosului administrativ obligă autoritatea publică să vă emită actul solicitat în 30 de zile. Dacă nu le emite sau dacă îl refuză nejustificat, dumneavoastră tot în baza legii contenciosului administrativ aveți posibilitatea să acționați autoritatea publică care refuză nejustificat soluționarea cererii, să o acționați în judecată și un judecător verifică îndeplinirea condițiilor pentru emiterea acelui certificat, evident pe baza unor probe pe care să le administrați. Da. Recomandarea mea este totuși să consultați un avocat, el poate să vă evalueze în concret ce anume ați primit până în prezent, să vă pună la start, ca să zic așa, în situația de a depune o nouă cerere, pentru că aici sunt niște proceduri foarte stricte cu termene limitate. Nu poți să acționezi în judecată în această materie, mai ales pe autorizarea de construcții, fără o procedură prealabilă administrativă. Mi s-a promis că să fac nu știu ce măsurători acum în comună și când se termină alea, atunci poate să-mi dea. Deci asta o zic că durează 2 luni de zile. Poate că vă găsiți rezolvarea. Înseamnă că probabil planul parcelar nu e definitivat, pentru că numai în astfel de situații când planul parcelar al comunei nu este definitivat, nu este și sunt multe situații de felul acesta, atunci practic și modul în care dumneavoastră ați spus că ați făcut înscrierea în cartea funciară, ceea ce e un pic contradictoriu cu faptul că vi se spune că este incertă. Faceți și către primărie astfel de solicitări pentru a vă confirma sau a vă clarifica această situație despre care vi s-a spus că este incertă. Da, sper să revină. Sper să revină, nu mă mai încurc. Încă o dată vă subliniez, depunerea cererii către primărie să facă ceva, să vă clarifice amplasamentul terenului, dacă ziceți că vi s-a invocat tocmai această incertitudine a poziționării lui, probabil pe planul cadastral, parcelar, care era tot în sarcina autorității publice locale, deci a primăriei. Ei au emis titluri, ei trebuie să facă acest plan parcelar care să clarifice poziționarea, regimul juridic al terenului dumneavoastră. Da. Mulțumesc, succes. Vă mulțumim, succes și mai răspundem unui telespectator care ne sună din Italia, domnul Cristian Chițu. Bună seara, domnule! Salut, mână! Vă ascultăm! Am plăcerea să mă uit la emisiunea dumneavoastră și în același timp curiozitatea să văd dacă mă puteți ajuta cu un răspuns. Mulțumim, sunteți un telespectator de bun gust! Mulțumesc, asemenea! Ce se întâmplă? Am etatea de 61 de ani. Mulțumesc. Am reușit să ies la pensie în România cu o vechime totală de 35 de ani contribuții plătite în Italia și în România. Mi s-a calculat punctul de pensie pe 21 de ani de România, adăugându-se anii de Italia pentru totalul de 35. În anii în care eu am lucrat în România, am acumulat prin grupa 1 și grupa 2 un total de 6 ani, care m-au avantajat, să spun așa, de a ieși la pensie anticipat. Deci de la vârsta de 65, eu am reușit să ies la pensie la 59 de ani. În România. La momentul ăsta mă aflu în Italia și aștept să ies la pensie după legile statului italian cu o altă vechime și cu o altă vârstă de pensionare. Întrebarea mea este, anii pe care eu i-am acumulat în România de grupă, care m-au făcut să ies mai devreme, anticipat, se pot lua în calcul
și în Italia. Cu precizarea că pensia nu este tema emisiunii, încerc eu un răspuns foarte pe scurt, pe care o las pe doamna avocat dacă vrea să continue. Anii sigur se pot valorifica. Anii munciți în România se pot valorifica la fel și cei munciți în Italia. Deci cu siguranță veți beneficia de pe urma acestor ani munciți. Doamna avocat, vă rog să explicați dumneavoastră dacă fără puteți. Fără a fi specialistă în probleme de pensii, exact. Am să vă răspund în principiile dreptului. De regulă, astfel de reglementări în materia drepturilor de asigurări sociale sunt specifice fiecărei țări. Prin urmare, dacă dumneavoastră faceți o solicitare în stabilirea pensiei potrivit legii italiene în materie și potrivit regulilor de contribuție și toate detaliile acestea, în mod clar vi se vor aplica doar regulile acelei legislații italiene. Este foarte greu, chiar dacă suntem în Uniunea Europeană, nu există, din câte știu eu, o armonizare totală între state cu privire la aceste modalități de contribuții la fiecare sistem de asigurări sociale. Așa încât, cel puțin ca principiu general, valorificarea, așa cum să revin la întrebarea noastră, valorificarea unor contribuții sau unor facilități, rezultate din grupe, din munca noastră în grupe care să vă fie atras facilități la stabilirea fie a vechimii, fie a vechimii în primul rând, pentru pensionare, nu se va putea valorifica în fața unei alte autorități dintr-un alt stat, cum este cel italian. Probabil că aceste chestiuni s-au avut în vedere doar la momentul când vi s-a stabilit în România acea pensie. Pentru România. Da. Bun. Iar momentul acesta e momentul în care eu trebuie să acționez pentru drepturile mele ca să ies în pensie în Italia. Hotărârea mea pentru a ieși în pensie, pe decizie, îmi sunt scriși România 27 de ani, din care eu 21 am plătit contribuții, iar cei 6 vin suplimentari din grupe. Iar Italia, la momentul respectiv, aveam 13 ani, acum am 15 ani. După legea italiană, eu aici trebuie să ajung la un minim de 41 de ani de contribuții în viața mea, nu? Italia plus România. Pentru exact o pensie completă, în România. Da. Nu, pentru o pensie anticipată, cum am ieșit și în România. Că dacă nu, trebuie să aștept 67 de ani. Și vin și vă întreb cu dumneavoastră, odată ce facem parte din Uniunea Europeană, eu am lucrat în condițiile pe care le-am lucrat la vremea respectivă, oare nu se pot lua în considerare să ies la pensie? Pentru că eu pensia de aici o să iau pe contribuțiile pe care le plătesc în Italia, pe anii plătiți în Italia. Cu siguranță. Și așa cum spuneam, scuzați-mă, principiul contributivității, adică modul în care ai contribuit la un sistem de pensii, este specific fiecărei țări. Și practic pensia trebuie să-și aibă suportul în această chestiune de contributivitate. Automat, da. Nu vă contrazic, dar eu vorbesc de anii pe care eu i-am... i-am acumulat prin grupă. Da, statul italian respectă legile de acolo. Acolo este un alt sistem de pensii. Singura posibilitate pe care o avem ca stat membru al Uniunii Europene este să ne putem valorifica anii munciți într-una din țările Uniunii. Nu, doamnă, deci totul e perfect. Datorită lor am ieșit la pensie prin telefon, pentru că am fost contactat de șefa casei de pensii din România, după un an și jumătate, cum am reușit să ies la pensie eu din Italia. Și am trimis eu, personal, copie după decizia de pensionare. Pentru că, dat fiind faptul că eu sunt dintr-un județ în România, reprezentat într-o zonă din Italia, eu am fost reprezentat și sunt reprezentat de casa de pensii din Galați. Din Dâmbovița. Deci eu sunt dâmbovițean, iar casa de pensii din Galați m-a scos la pensie în Italia. Iar pe decizia mea scrie 27 de ani. Am făcut nenumărate cereri ca să-mi trimită anii și e o dilemă, de-aia vă întreb. Pentru că eu dacă aș beneficia de cei 6 ani, nu? Că sănătatea mea nu mi-a dat-o Italia înapoi și m-a făcut mai tânăr că am venit să muncesc aici. Din păcate este o întrebare foarte tehnică. Eu v-am putut spune câteva lucruri de principiu, doamna avocat, la fel. Adresați această întrebare Casei Naționale de Pensii, dar, repet, cele două state au sisteme de pensii diferite.
Știu, tocmai de-aia. În Italia, probabil că aceste categorii nici nu există, nu știu absolut nimic despre sistemul de pensii. Pentru că mai am și o altă necunoscută, stagiu militar, care în România nu mi-a fost luat în calcul. Am fost și le-am prezentat și livretul militar, care la fel așteaptă un răspuns de la statul român. Deci, în situația în care, spre exemplu, nu știu, nu v-ați mai întâlnit poate cu situația, eu nu o să primesc niciun beneficiu din drepturile din România. Una aș putea să merg mai departe. Nu, beneficii primiți sigur. Dacă primiți pensie în România, înseamnă că aveți deja un beneficiu, primiți pensie. În România vi s-au recunoscut categoria sigur, de muncă, sigur, primiți o pensie. Tot. Nu, eu vorbesc de anii de grupă pe care eu i-am... În România înțeleg că au fost luați în considerare la calculul pensiei. Da. Da, în opinia mea nu se vor putea valorifica în Italia. E o chestiune care, oricum, la nivelul Uniunii Europene nu există, cel puțin deocamdată și cel puțin din câte știu eu, o modalitate de armonizare a legislațiilor fiecărei țări și mai ales o modalitate de reglare între casele de asigurări din fiecare stat membru. Deci nu există încă o integrare atât de totală și pe această chestiune a sistemului de pensii. Adică asta e ceea ce cunosc. Dumneavoastră puteți însă să solicitați și să vedeți ce vi se răspunde. Însă din ceea ce cunosc, nu cred că veți putea să valorificați ceva care oricum, aici mai e și un principiu de drept. Câtă vreme acea legislație, acele grupe de muncă pe care le-ați avut reținute potrivit legislației române erau anterioare aderării la Uniunea Europeană. Sigur. Și aici sunt niște principii de aplicare în timp, chiar și a legislației europene, doar pentru situații juridice născute după momentul aderării. Deci e mult mai complicată ecuația și nu poate fi rezolvată. Eu vă perfect, aici. Pentru că am luat de fiecare dată în calcul toate discuțiile care au avut loc. Este o discuție foarte tehnică, foarte aplicată pe acest calcul al pensiei. Din păcate, un răspuns mai exact nu vă putem oferi în seara aceasta. Poate dacă era un invitat de la Casa Națională de Pensii, am fi putut face mai mult. Dar în acest moment, asta e tot ceea ce vă putem răspunde. Mulțumesc foarte mult, succes pentru, și sănătate. Pentru viitor, dacă aș reveni, am putea să mă ajutați, nu știu, poate la drepturile omului. Până la urmă ajung la drepturile omului, pentru că e un drept al meu. Până acolo trebuie să parcurgeți o procedură internă. Să scrieți la Casa Națională de Pensii cu confirmare de primire și să cereți lămuriri. De obicei răspund la astfel de întrebări. Știu, răspund foarte greu. După 3 ani de zile mi-a venit răspunsul la prima solicitare. Da. Succes. Și sănătate multă să se rezolve și să apucați să aveți pensie din ambele state cât mai mulți ani. Dacă tot ne-am abătut un pic de la subiect, urmează rubrica Info, vom afla care sunt modificările post-Brexit în procedura de divorț. La începutul anului 2021, procedura divorțului în UK a suferit modificări. La motivele privind jurisdicția curții din UK de a soluționa cereri de divorț a fost adăugat domiciliul părților. În conformitate cu o decizie recentă a curții din UK, a fost stabilit că este suficient să faci dovada că ai locuit pe teritoriul UK cel puțin 6 sau 12 luni înainte de data inițierii petiției de divorț și să fi fost pe teritoriul UK la data inițierii. O altă problemă importantă ce ar trebui să fie luată în considerare atunci când este inițiată o cerere de divorț în UK este recunoașterea deciziei de divorț pronunțate în UK de către un alt stat membru european. Desigur, înainte de Brexit, regulamentul european Bruxelles 2 recunoștea automat divorțul pronunțat într-un alt stat al Uniunii Europene. Acest lucru nu este valabil pentru divorțurile începute la 1 ianuarie 2021 sau ulterior și dacă divorțul este recunoscut automat, acum depinde de faptul dacă țara parte a Uniunii Europene corespunzătoare este parte la Convenția de la Haga din 1970 privind recunoașterea divorțului. România nu este parte semnatară la Convenția de la Haga din 1970
însă a implementat în codul de procedură civilă procedura recunoașterii deciziilor străine, denumită exequator. Pentru recunoașterea hotărârii în România trebuie îndeplinite unele condiții. Hotărârea este definitivă în statul unde a fost pronunțată, instanța respectivă a fost competentă să pronunțe hotărârea, statele își recunosc reciproc hotărârile judecătorești. Cererea de recunoaștere trebuie să respecte cerințele prevăzute de codul de procedură civilă pentru întocmirea cererilor, fiind similară unei cereri de chemare în judecată. Este competent tribunalul de la domiciliul pârâtului. Dacă nu se poate determina tribunalul competent, cererea va fi judecată de către Tribunalul București. Petiționarul va trebui să depună următoarele acte alături de cererea de recunoaștere. Copia hotărârii străine, prin care se aplică apostila de la Haga, dovada că hotărârea este definitivă, care poate rezulta din orice document separat emis de curte care a pronunțat sau direct pe hotărâre. Dovada că citația și actul de sesizare al instanței au fost predate pârâtului care a pierdut, orice alt document care se probeze că hotărârea străină îndeplinește condițiile de recunoaștere. Aspecte primind numele purtat după căsătorie, copie, buletin sau pașaport, chitanță în original privind plata taxei de curte. Vă mulțumesc, la revedere! Am revenit în studio încă un telefon din Italia de la domnul Mircea Durac. Mulțumesc că ați avut răbdare. Bună seara, vă ascultăm! Sărbuna! Vă ascultăm! Doamna avocat! Sărbuna, doamna reporter! Bună uitați-vă! Bună situația mea este următoarea. Plecat din 2003 din România. Am plecat la muncă în Italia. După toate astea, am înțeles. Cineva a băgat niște strâmbe acolo, ce a făcut, după să dau seama. Fosta recumnată a beneficiat de faptul ăsta și a permis să facă în așa fel încât să demoleze casa, atelierul meu unde lucram, înainte de a pleca în Italia, lucram acolo, așa. A demolat tot. Nu știu cum și ce aprobări a avut ea. Un motiv a avut pentru că lucra la procuratură, femeie de serviciu, nu că era vreo procuroare, așa. După toate ăstea, în 2000, nu știu, exact 2015-2016 și-a permis, a făcut acte, cum a făcut, presupun că are un motiv acela că, ducându-se la notar, eu sunt singurul moștenitor acolo. Toți au murit. Maica mea, fratele meu și tata. Ea ce-a făcut? Cum a tras forile? De așa fel încât a făcut un document lui fiică sa de ce știu, nu am idee exact, dar ce-am înțeles că documentul ăsta după care a devenit proprietar fiică sa, adică nepoata mea. Da, în mare nu cred știu. Că am înțeles. Acum o să las pe doamna avocat. În funcție de momentul decesului soțului, care era moștenitor, soția moștenitoare avea dreptul să-l moștenească pe soț, dar vă las pe dumneavoastră să explicați. Da, e foarte important să lămuriți, să verificați dacă la momentul când au decedat părinții, că înțeleg că atelierul dumneavoastră era edificat pe un teren sau chiar fusese aparținuse părinților dumneavoastră? Cine a fost proprietar? Mă scuzați, eu nu puteam să dețin atelierul acolo pentru că dacă nu îmi făcea mie contract de întreținere, maică mea. Deci erau proprietari, erau părinții dumneavoastră și după care eu am devenit proprietar de drept. Pentru că altfel nu puteam să funcționez cu atelierul, nu? E important actul de proprietate. Pe numele cine a cui fost era proprietar? Actul de proprietate? Actul de proprietate n-a avut pe nimeni niciun nume decât pe mine în momentul acela.
Atunci... Nu există un teren sau fără proprietate? E intravilan, doamnă. E intravilan. Vă referiți doar la teren sau bună. Și... Vă referiți doar la teren ca figura pe nume? Terenul, terenul pentru că era casa cu... Pe acest teren, era casa. Și terenul al cui era? Cine era proprietarul terenului? E taică, nu? După aceea mi-a făcut documente mie. Ce tip de doc? Ce fel de document? Contract de întreținere. Deci vânzare, cumpărarea terenului cu clauză de întreținere aveți dumneavoastră. Da, da, da. Cât trăiește maică mea să am grijă de ea și să o... Să o eu cum am plecat în Italia, această fostă cumnată, că nu pot să-i zic altcumva, și-a pierdut. A vândut această locație. În timpul vieții mamei dumneavoastră s-a întâmplat acest lucru? Nu, unde am înțeles. Mama trăia când cumnata a făcut asta sau nu? Nu, era toate, era la pat. Deci nu putea să facă niciun fel de mișcări. Dar nu cumva contractul acesta de întreținere a fost desfințat? Să fi invocat... Plecarea dumneavoastră, fi, exact, da. Faptul că nu ați prestat întreținerea, că și asta este o chestiune. Eu am întreținut-o cum a trebuit până în acel moment. Ia, dacă putea să facă, trebuia să vă anunțe. Nu știu dacă a făcut așa ceva. Nu, dar mama nu era obligată să vă anunțe. Dacă mama dumneavoastră a hotărât asta, nu era obligată să vă anunțe. Bine, putea să se judece în lipsa dumneavoastră, să vă citeze poate prin publicitate, da, dacă nu a cunoscut adresa noastră. Adică ar trebui să verificați la rolul fiscal, la evidențele de carte funciară, nu știu din ce zonă, unde este amplasat, să verificați dacă mai până când ați figurat noastră proprietar, pentru că altfel toată această istorie legată de modul în care spuneți că cumnata dumneavoastră ar fi demolat, ar fi făcut act pentru fiica ei, nu ar fi fost posibil dacă dumneavoastră figurați ca proprietar chiar și numai pentru acea construcție și terenul aferent. Nu ne-ați dat detalii acum dacă acolo e o gospodărie mai mare în care era și casa părintească și... Deci casa părintească era mai încolo, în spatele curții, era atelierul. Este foarte complicat. Trebuie să verificați, cum spunea doamna avocat, ce s-a întâmplat la primărie, la cartea funciară. Ce s-a întâmplat? Poate acel act de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere a fost desființat. Mama dumneavoastră avea acest drept fără să vă anunțe. Sau putea fi citat. Teoretic, o procedură judecătorească se desfășoară cu citarea părților. Cu citare, dar dacă dumneavoastră sunt astfel de situații când cineva e plecat în străinătate, nu e cunoscut domiciliul lui, chiar poate sau poate chiar v-a indicat un domiciliu greșit, intenționat, greșit, intenționat. Poate și există și astfel de situații și atunci s-a judecat fără știrea dumneavoastră. De aceea spuneam că e foarte important să verificați aici care mai este situația acelui contract și a titularului dreptului de proprietate care apare înregistrat la autorități, ca să nu vă treziți că e vreo hotărâre prin care s-a anulat acest act. Și atunci, măcar să puteți acționa împotriva acelei hotărâri. Detaliu, doamna avocat, scuzați-vă. Uitați-vă. În acest context, nu știu, m-au auzit? Da, sigur, noi vă auzim, dar dați-ne elemente. În acest context, eu mai am o soră vitregă, care ea și-a redobândit dreptul ei de acolo, după această casă și teren, la care mama în viață trebuia să o despăgubească cu o sumă 22.000, cum era atunci în 2000. În 1997. Trebuia să o despăgubească ca să-și permită să facă așa ceva. Eu, această hotărâre definitivă de o dețin. Sora mea, nu știu dacă mai este în viață, pentru că sunt de 20 de ani plecat. Nu știu dacă mai este în viață. Am trecut să iau legătura cu ea. A trebuit să ajung la stadiul de poliție. În fine, nu s-a rezolvat nimic. În fine, mă duc în vara asta și văd ce pot să rezolv. Da, asta trebuie să faceți, să verificați absolut toate actele. Da, vă mulțumesc mult de informații. Succes și noi pentru telefon. Succes și sănătate multă.
Da, revenim. Cum se dezbate succesiunea în astfel de cazuri, în care un astfel de dosar mai este nerezolvat? Au cerut restituirea proprietății, sunt mai mulți moștenitori. Cum se dezbate? Cum se împarte acest drept de proprietate asupra ceva ce nu este încă? Este suficient să fie făcută o procedură pentru confirmarea calității de moștenitor. Pentru că există două categorii de certificate. Certificatul de moștenitor, care cuprinde și o masă succesorală, adică bunurile concrete rămase de la autor, dar poate atunci când este e o procedură de identificare a acestor bunuri, cum sunt acestea aflate pe o procedură nefinalizată, atunci practic nu poți să declari o masă succesorală și soliciți notarului eliberarea unui certificat confirmativ doar pe calitatea de succesor și care confirmă de asemenea și cotele succesorale. Un astfel de certificat eliberat de notar se depune ulterior cu o cerere, evident, de continuare a procedurii, se depune la autoritatea publică, primărie sau altă entitate notificată, dar de regulă primăriile sunt cele care au soluționat fie cereri pe fond funciar, fie cereri pe despăgubiri sau restituiri în natură pe legea 10, fie, de ce nu, că sunt foarte multe ipoteze acum în care se ajunge la deces și nevoia de dezbatere succesorală în etapa de derularea procedurii de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, unde se înaintează atât dosarele de fond funciar cât și cele de lege 10, că vorbeam de această etapizare, ajung la Autoritatea Națională, la Comisia Națională de Compensare a Imobilelor, care este ultima etapă în aceste proceduri de reparație pe legile proprietății și, dacă decesul a intervenit în acea etapă, se depune la acea autoritate certificatul confirmativ și orice alte acte justificative, chiar și actele de stare civilă de multe ori sunt solicitate împreună cu certificatul de calitate de moștenitor. Și atunci titlul de despăgubire se poate emite succesorilor corespunzător cotei, care este confirmată prin certificatul de calitate de moștenitor. Este chiar recomandabil ca persoanele aflate în această etapă de emitere a titlurilor de plată chiar sau a deciziilor de compensare, deci pe cuantumul concret al despăgubirii, să solicite în mod expres emiterea acestora pe cotă succesorală, pentru că altfel vor fi în ipoteza să facă o împărțeală și atunci se ajunge la o procedură succesorală de drept comun, cum spunem noi, adică o procedură obișnuită în care se declară la notar această ca decizie de compensare în puncte valorice sau titlu de plată și în funcție de această chestiune se stabilește componența masei ca fiind valoarea punctelor de despăgubire, punctelor valorice, că ele se concretizează ulterior într-o sumă de plată. Se poate reface notificarea, adică succesorii trebuie să refacă? Sau e suficientă? Nu. Adică notificarea inițială care s-a putut depune în intervalul 2001-2002, deci strict în termenul legal de notificare, ea nu mai trebuie reiterată de succesor, ci ei doar continuă acea procedură. Deci chiar, de exemplu, ipoteza în care, să zicem, autorul deposedat era decedat la momentul intrării în vigoare a legii 10 și a făcut doar un succesor notificare. Dacă fratele, sora, alt moștenitor potențial nu a formulat în 2001-2002 în acel termen legal notificare, el este considerat străin de succesiune, deci nu va mai putea pe urmă să vină și să emită pretenții. Doar succesorul, să zicem că au fost numeroase situații în care cineva poate a stat în țară și a știut mai repede și bine că trebuie să facă această cerere în termen legal și alții plecați, cum vedem, cu ani mulți în străinătate, poate că n-au știut să acționeze. Ei, din păcate, nimeni nu poate să spună că nu cunoaște legea. Și sau atunci, necunoașterea legii, exact, cum se spune da, în penal. Da. Deci nu poți invoca necunoașterea legii fie în penal, fie în civil, motiv pentru care cei care nu au formulat astfel de notificări la momentul respectiv, de pe urma autorilor lor, deci cei de la care ar fi putut dobândi astfel de drepturi la reparație,
nu mai pot să vină și să solicite astfel de drepturi. Succesorul, în schimb, care a făcut o astfel de cerere de restituire sau cerere de despăgubire în termenul legal, poate să culeagă inclusiv cota succesorală care i s-ar fi cuvenit, li s-ar fi cuvenit și altor succesori. Vă mulțumesc foarte mult, sper că am clarificat un pic această situație. Sper. Vă mulțumesc și dumneavoastră și vă aștept săptămâna viitoare fix la aceeași oră. La revedere și o seară excelentă!